Mergem mai departe cu un nou episod interesant din serialul dedicat agriculturii ecologice, cu fermieri implicați în acest fenomen și susținuți de RVA Raiffeisen Agro, cu rezultate deosebite. Agricultura ecologică cu Aurel Petruș continuă seria în care se prezintă modul în care acest fermier folosește tehnici și produse eco pentru culturile sale. Aurel administrează o suprafață de 1300 de hectare în sistem ecologic și este unul dintre cei mai experimentați români din domeniu. În episodul de astăzi, Aurel Petruș ne oferă detalii foarte importante despre tehnologia pe care o folosește la culturile de floarea soarelui. Informații utile aflați și din materialul următor, dar și din site-ul companiei raiffeisen-agro.ro. La floarea soarelui, semănatul se face nu înaintea porumbului, se face după porumb. Până la semănat se mai fac, primăvara se mai fac încă două treceri cu niște unelte speciale, dacă doriți să le vedeți, ele sunt în fermă, sunt grape cu colți fixi, grape cu colți reglabili, grape cu colți elastici de mari dimensiuni, de 12-14 metri, de mare productivitate. Într-o zi face până la 100-120 de hectare. Cu un consum foarte mic de combustibil, care printr-o trecere aproape că îmi ia toate buruienile care sunt în curs de răsărire. Noi semănăm floarea soarelui după 10 aprilie, pentru motivul de a avea o răsărire foarte uniformă, puternică, ca să putem să vedem rândurile. Când plantele mele intră și au două frunze, trei frunze adevărate, putem să intrăm cu prima trecere cu sapa rotativă. Ele sunt aproape concomitent, nici nu mai ții cont. La 3, 4, 5 zile, deja ai făcut o trecere cu sapa și după aceea, când plantele sunt destul de mari ca să nu fie astupate, se fac primele treceri cu cultivatorul. La ultima trecere cu cultivatorul se modifică un pic ca pământul de pe mijlocul rândului să fie un pic aruncat pe rândul de plante, să mai sufoce buruienile care mai sunt pe acolo. Până acum un an practicam și rărițatul ca ultimă lucrare la floarea soarelui. Am renunțat din cauza la secetă și zic eu că lucrurile sunt pozitive față de rariță. De la RVA.